Bună ziua, domnule Rareș Bogdan, mulțumim pentru acest interviu. Suntem la Strasburg, la Parlamentul European, dar aș vrea să vă întreb chestiuni din țară, din România și mai exact din București. Candidați la primăria Bucureștiului? Sunteți extrem de frontal, extrem de direct ca un jurnalist. Sadea, sunt în primul rând bună ziua. Mă bucur, sunt onorat să fiu invitat pe una dintre platformele de știri extrem de credibile pe care o citesc de mulți, mulți ani. E în top 3-4 publicații la mine pe tot ce înseamnă cititoare de texte, ca să spun așa. Nu voi candida la primăria București, decât dacă Partidul Național Liberal solicită acest lucru în mod imperios și necesar. Consider că sunt colegi de-ai mei suficient de buni, suficient de dedicați, pe care o să-i sprijinim împreună cu Ludovic pentru a reuși să o îndepărteze pe doamna Firea, care este obligatoriu să fie îndepărtată de la București. Nu a făcut nimic pentru capitala României, este o bădaie de joc acești 3 ani și jumătate de guvernare locală Firea și ea trebuie îndepărtată obligatoriu. Trebuie o guvernare de dreapta în București, o guvernare care să vină cu proiecte pentru București, care să reușească împreună cu guvernul. De asta e nevoie de un primar liberal, un primar de dreapta, care împreună, într-un parteneriat cu președintele și mai ales cu guvernul României, să rezolve câteva probleme stringente. Probabil cea mai importantă problemă a capitalei rămâne studiul de trafic și rezolvarea problemelor de trafic. Noi avem niște pasaje supraterane care se termină cu semafoare și unde se formează în pasajele respective se formează supracozi, deci este ceva incredibil. Nu avem locuri de parcare, avem o rușine, sunt singura capitală europeană fără centură ocolitoare a orașului. Pe cele 3 de inele de circulație a Bucureștiului n-am reușit să facem măcar o undă verde, o chestie extrem de simplă. Nu folosim studiul de trafic făcut de japonezi. Și de asemenea mai avem o problemă uriașă din punctul meu de vedere și rușinoasă în același timp, faptul că nu reușim să facem legătura dintre aeroportul Otopeni și centrul capitalei sau gara centrală, așa cum este peste tot, inclusiv la Strasburg. Suntem singurul oraș european, capitală europeană, care nu are legat cu metrou ușor, cu metrou sau cu tren, aeroportul internațional al țării de centrul capitalei țării respective. Singurii, deci rușinea pământului. Dar poate în cele din urmă, noroc că a venit Băsescu și cu Videanu, că au fost primar la un moment dat în capitală, că măcar avem, că nu ne mai zdrângăne în ureche tramvaiul așa cum o făcea până la primul mandat al lui Băsescu, când au reușit să facă acele șine sudate și practic funcționează astăzi metroul, dacă iei metroul de subteran și îl pui pe șinele respective, îți funcționează fără probleme. Da, nu spuneți că nu vreți să candidați neapărat, dar vă puneți la dispoziție și sunteți din Cluj. Sunt din Cluj, într-un oraș care are un primar excepțional. Excepțional, dar văd că vă pricepeți bine la administrația București, v-ați studiat-o, v-ați documentat. Nu, eu am fost un jurnalist care am condus un trus de presă, o publicație extrem de respectabilă în Cluj și o televiziune și un radio. Făceam emisiuni, exact ce făceam. Ei, aveam o echipă alături de colegii mei de vreo 70 de jurnaliști, inclusiv cu 2 jurnaliști care au fost colegi de dumneavoastră, astăzi sunt la 2 publicații, unul la Rise Project, unul la o platformă de știri, au fost colegi cu mine acolo și am fost extrem de preocupat de dezvoltarea urbanistică a Clujului. Și am scris despre încercările de arhitectura de Manea, de urbanismul de Șănțat. Când am venit în București, am constatat că era foarte puțină preocupare, în afară de hot news, pe subiecte legate de urbanism, de blocuri între case, de nenorociri în fața casei lui Arghezi. Nu prea scria nimeni. Nu prea scria nimeni. Și chiar mi-a plăcut. E unul dintre, uite, vedeți ce înseamnă. Mi-am amintit exact de bucățile acelea. Aveați, cred că, o colegă care se ocupa. Care era extrem de preocupat. Foarte bună. Foarte bună. Pe tot ce înseamnă imobiliar, urbanism, planuri de urbanism zonal, parcuri transformate în cartiere și așa mai departe. Ei, mi-a plăcut chestiunea asta și luptându-ne pentru păstrarea cartierelor istorice în fața unui asalt al imobiliarilor, al noilor imobiliari, al investițiilor imobiliare, al dezvoltărilor incredibile,
am devenit cumva familiarizat cu aceste lucruri, cu cuturi, puzuri, puduri și așa mai departe, blocuri între case, înălțime, distanțe dintre vecini și... Oamenii veneau la noi, pentru că ne preocupau în publicația pe care o conduceam extrem de mult aceste chestiuni și veneau la noi cu diverse probleme. Și așa că e foarte... Deci eu vin cumva și vedeți că meseria mea de bază, cea de jurnalist, mă ajută foarte mult în noua chestiune. Și locuiesc în București. Familia mea e în București, copiii mei sunt în București, soția mea. Azi dimineață s-a dus să o ducă pe cel mic la școală și a făcut până la școală 42 de minute și de la școală până acasă o oră și 10 minute. A stat în mașină. Și era supărată pentru că, zic, de ce e supărată? Pentru că pe Mihai, fiul nostru, l-am lăsat în stradă, a coborât din mașină să fugă la școală și el s-a întors săracul să o pupe și n-a mai putut pentru că claxonau din spate ca nebunii oamenii și ce a plecat plângând că n-a putut să o pupe pe mami. Legătura specială, mamă, copil. Noi ne-am stricat sufletul, practic suntem amputat sufletește. Să vezi un copilaj de, are 8 ani Mihai, și să-l vezi un copilaj care se întinde să-și pupe mama și tu să claxonezi ca un dobitoc să dea. Asta ține de educație, ține de păstrare. Nu, mai asta ține de umanitate. Asta ține de umanitate, da. Nu mai ține de administrație. Aici, da, vorbim totuși despre altceva aici. Dar să revenim la administrație, da. Spuneați că vreți să îi susțineți, nu? Să oferiți suport. Nu, eu am spus următoarea chestiune. Noi testăm mai multe personalități ale partidului. Testăm încă, testăm. Avem o parte din rezultate. Spunea domnul Orban că ați făcut un sondaj sau că urma da, să faceți e un studiu terminal. Amplu, e un studiu amplu pe 4500 de subiecți, este un studiu care e făcut pe fiecare sector la 1100 de subiecți, deci total 6000 și de subiecți, plus încă unul doar pe capitală de 4500, deci un studiu extrem de amplu, e făcut prin metoda PAS-ului, nu e CATI. Sigur, metoda PAS-ului nu înseamnă că trebuie să avem... Eu am lucrat ca operator în facultate, nu ca cu hârtie, adică nu completăm pe hârtie, completăm pe tablete, cum aveți dumneavoastră, dar e metoda PAS-ului, adică e o metodă extrem de serioasă, extrem de Și ce a spus metoda? Și metoda PAS-ului, aplicată de noi, nu de noi, ci de două firme prestigioase din București, au spus că primul partid din București a trecut pentru prima dată Partidul Național Liberal, e pe primul loc Partidul Național Liberal, deci a trecut înaintea USR, e pentru prima dată când se întâmplă acest lucru, probabil datorită asumării guvernării de către noi și neintrării la guvernare, o greșeală din punctul meu de vedere a colegilor de la USR Plus. Deci, suntem pe primul loc în București, cu 30%, ceea ce e un lucru bun, și, de asemenea, avem două personalități din partid care stau extrem de bine la încredere și la intenție de vot, dar niciuna din ele nu candidează. Dumneavoastră și... înțeleg și cine? Zic bine? Nu știu, două persoane, oameni. Da, nu ziceți cine, nu? Nu zic, cine sunt două... Premierul și Radu și Bogdan. Premierul, dar niciunul nu candidează. Este sau nu? E foarte bine, e foarte bine premierul. Am zis bine, da. E foarte bine, dar dânsul nu candidează. Și nici dumneavoastră. Și nici eu nu candidez. În schimb, și avem 5 candidați pe care îi testăm, din care, cu ajutorul nostru și al partidului, șansele lor sunt extrem de puternice. Plus, am analizat și chestiuni legate de candidatul independent, USR, USR plus PNL, nu știu încă exact, Nicu Ciordan, un om pasionat de tot ceea ce înseamnă Bucureștiul și care a luptat pentru capitala României și pentru însănătoșirea capitalei. Dar aici e o chestiune simplă, noi suntem un partid pe val, în țară avem 40%, în București avem peste 30%, și e imposibil să nu avem candidat. Adică dacă domnul Nicușor Dan se înscrie prin fuziune cu Partidulețul Dânsului sau direct se înscrie în Partidul Național Liberal, cred că lucrurile sunt tranșate. Acel partiduleț făcut de simpatizanții Dânsului. Da. Atunci lucrurile sunt tranșate. În cazul în care domnia sa continuă să ne spună că trebuie să fie independent susținut de toate partidele, lucrurile se pot complica, pentru că aici e vorba și de Consiliul General, aici e vorba și de listele de consilieri și lumea trebuie să înțeleagă că noi suntem extrem de raționali, nu dorim să se întâmple ca în 2016, nu dorim ca capitala României să rămână încă 4 ani în mâinile doamnei Firea, care a fost un dezastru absolut pentru oraș, dar suntem obligați să avem un candidat puternic care să se bată cu Gabriela Firea
și care să câștige alegerile. Dintr-un tur, aici e problema. Aici e cea mai mare problemă, pentru că erau două tururi, lucrurile erau extrem de simple. Mai gândiți-vă totuși, avem așa, avem un Dan Voicu, un Vlad Voiculescu, da, care se ocupă de... El vrea să candideze. Da, 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 da. Din greșeală, da. Vlad Voiculescu și Nicușor Dan, candidatul PNL, plus PMP-ul, care are candidați și care are niște tineri și personalități care pot să atragă foarte frumos oameni la vot. Adică pot să ajungă și ei între 8 și 12% în București, acolo unde bazinul lui Traian Băsescu e încă puternic. Dar primul partid astăzi, pentru noi o mare bucurie, consolidat în București, este Partidul Național Liberal. Nu vreau să dau exact scorul, o să dăm când e cazul oficial, dar avem peste 30% și asta ne bucură foarte, foarte mult. Aveți peste 30%, cum spuneți, din acel studiu pe care, da, l-ați făcut, dar în teren, faptele consemnate de rezultatele din alegerile trecute vă cam contrazic așa. La precedentele alegerii locale, PNL-ul a pierdut lamentabil, dacă îl susținea pe Nicușor Dan, câștiga Nicușor. Într-o altă situație. Da? Deci, și Nicușor Dan trebuia să... Da, dar a pierdut lamentabil, asta vreau să vă spun. PNL-ul era așa un este partid bucureștean, adică era foarte bine primit în București în mod tradițional. Crin Antonescu, da, Valeriu Stoica, chiar Călin Popescu Tăriceanu în anii lui de normalizare, de normalitate, nu în anii în care a derapat spre comunism, socialist, liberalist roșu cu papion. Partidul Național Liberal a avut fief în București. Exact. De la Crin Halai cu încoace, din păcate, acum n-am avut personajele cele mai potrivite totdeauna. Ați cucerit încrederea bucureștenilor prin numele care erau în față, care erau atunci... Valeriu Stoica, da. Și mai înainte, ca partidul Stoica, Radu Câmpeanu. Radu Câmpeanu, absolut, absolut. Exact. Dan Amedeo Lăzărescu și toți ceilalți. Lumea n-a uitat mineriadele și s-au refugiat. Oamenii au tras foarte puternic cu partidele... Da, pentru că ei au considerat că noi reprezentăm o speranță, speranța normalizării României, democratizării României, și atunci s-au îndreptat spre noi. Sigur că noi suntem datori să recâștigăm Bucureștiul. Dar le-ați înșelat așteptările cu Crin Halai și cu cei care au fost atunci. Acum, și acum... Eu eram un biet student, cred că, sau elev la vremea. Eram elev, adolescent sau student, dar sigur, țin minte și mi-a... Asta e când te duci într-un partid, îți asumi și faptele lui Duca și faptele lui Brătianu, dar îți asumi și faptul că Crin Halaicu a fost la un moment dat acolo. Asta e viața. Și pe că domnul Tăriceanu la un moment dat părea o lumină a liberalismului și a sfârșit prin a deveni un socialist, să dea în cea mai puternică până și anti-europeană. Adică e ciudat totuși un om care a adus... pentru mine o ciudățenie. Recunosc că în anii 90... Am urmărit cu foarte mare interes și mi se părea că PNL-AT și persoana domnului Tăriceanu și prin prezență și prin discurs, venea și dintr-o casă a unui mare intelectual, mi se părea altceva, mi se părea o lume occidentală, o lume... Dom'le, să aduci în țară la Garder, când ai făcut contactul, să vii... Radio Contactul, da. Grupul la Garderu, un gigant, da, la nivelul... Și el era atunci foarte bun prieten cu Guy Verhofstadt, exact, care era premierul Belgiei și care ne-a ajutat foarte viitorul mult. Viitorul lider al grupului ALDE din Parlamentul European și poate viitor, în curând va avea o funcție importantă, nu vreau să o dezvălui, chiar ieri am discutat în biroul ce permanent. Lui Guy Verhofstadt va avea o funcție foarte importantă la nivelul Parlamentului European. Nu vreau să spun mai mult, dar veți vedea. El oricum e șeful pe Brexit. Da, dar va fi extrem de vizibil. Și e un tip care are un discurs extraordinar. Cred că de asta era și prieten și cu Crin și cu Tăriceanu, pentru că, acum, sigur, din alte motive, dar e unul dintre oamenii foarte... Vorbește liber în Parlamentul European, inclusiv în plenul de la Strasburg, și e un orator desăvârșit, extrem, extrem de bun și convingător. El și Tajani, Antonio Tajani, a fost președinte. Dar întorcându-mă la Tăriceanu, dom'le, s-a dus grupul la Garder în România. S-a dus Citroen, da, grupul Citroen în România. S-a dus Charlie Davidson și a mai adus nu știu ce companie mare. Deci oricum... Și se spunea european cu papion, intelectualul cu papion. Dom'le, să fii și să ajungi în situația în care să te înfrățești și să te bați pe umăr și să fii prieten la cataramă cu Codrin Ștefănescu, cu Eugen Nicolicea, cu Florin Iordache, cu Bacalbașa sau Mitică Buzatu, mi se pare ceva absolut sinistru. Adică, sigur că dacă te uiți în istorie, el are cumva o traiectorie inversă. Petre Țuțea spunea, domnule, dacă în tinerețe
nu ești de stânga, ai o problemă, dar dacă rămâi după 4 ani de stânga, după 40 de ani de stânga, înseamnă că ești bolnav. Înseamnă că nu înțelegi ce-i cu viața. Ei, Tăriceanu a ajuns la peste 60 de ani și el a făcut parcursul invers. El de la un om de dreapta care părea viitor pentru dreapta românească în 90, a ajuns să fie un sinistru pro-bolșevic și anti-european. Ceva absolut ciudat. Mă rog. Ați dezamăgit de multe ori pe bucureșteni. Eu nu, dar liberalii, da. Dumneavoastră liberalii, ați dezamăgit, da, pe și oamenii, vedeți că s-au aruncat în brațele celor de la PSD. Nu înțeleg. Vă spun. Bine, bucureștenii sunt niște eu mă simt foarte bine în București. Sunt unul dintre puțini ardeleni care iubește enorm Bucureștiul. Prima dată când am ajuns în București, să mă mut cu totul, acum 8 ani de zile, noaptea după emisiuni umblam, era primăvară și era campania din 2012, prin februarie am venit eu, m-am mutat și m-am plimbat noaptea după emisiune 2-3-4 ore cu prieteni din București, inclusiv profesorul Niculescu, un mare cunoscător al Bucureștiului, și am cunoscut cartierele Bucureștiului și savoarea aceea unui oraș care are locuri splendide și am început să-l iubesc. Eu iubesc acest oraș. Mă simt foarte bine în oraș, deși sunt un ardelean de sute de ani, de generații. Toate generațiile mele sunt din Ardeal. N-am nicio legătură cu cei de peste Carpați. În schimb, le spun tuturor, domnule, bucureștenii sunt oameni și au energie. Eu sunt un om foarte energic. Sunt un om care nu am lentoarea aceea specifică Ardealului, plaiurilor ardelene. Și atunci m-am simțit minunat într-un București care tresaltă, care trăiește, care are tumultul unui mare, mare metropole. Asta e o chestiune fantastică. Dacă ar lipsi și dacă poluarea n-ar fi atât de mare, ar fi și mai bine ca să vezi puțin lumina soarelui când te trezești. Spuneți-ne, până la urmă, care e soluția pentru București să dați... Pe Partidul Național Liberal, un candidat puternic sau al PNL-ului sau intrarea lui Nicușor Dan și negocierea cu Partidul Național Liberal pentru acceptarea sa în partid. Eu nu susțin și nu voi milita pentru ca PNL să nu aibă candidat și să susțină un independent sau o altă persoană, având în vedere că Partidul Național Liberal astăzi este pe un val de simpatie, are la nivel național 40% și la nivelul Bucureștiului a sărit consolidat de peste 30%, suntem obligați să avem candidat. Ar fi o ciudățenie să nu avem candidat. Jordan spunea că a avut discuții cu PNL-ul. Cu Ludovic tot vorbește. Vorbește des. Cu Ludovic Orban. Vorbesc des, da, da. Deocamdată i-am spus Ludovic și eu și Robert și alții, îți pierzi vremea dacă nu îi bați cu pumnul masă și îi spui clar, ăsta te poartă, că îl cunosc pe Nicușor. Nicușor e un băiat excepțional de zahăr. Dar el nu ia decizii, nu e un tip care să spună acum gata și... E un om care rău, șovelnic rău. Deci va fi... vrea să vină în PNL, spune, și să mai gândește sau ce? Nu, că n-ar vrea, ce-i zic lui alegătorii lui, de parcă s-ar duce pe lună sau s-ar duce într-o... Totuși, Partidul Național Liberal, acum să fim serioși, pentru că oamenii care se uită și fac tot felul de comparații nefericite, nu cunosc istoria României. Eu le dau niște cărți să înțeleagă ce a însemnat Partidul Național Liberal, dacă vor doar istoria recentă. Ce a însemnat în ultimii 30 de ani, dar mai ales ce a însemnat Partidul Național Liberal la sfârșitul secolului 19 și primii 40 de ani din secolul 20. Fără Partidul Național Liberal, această țară era în altă epocă. Deci mari lideri liberali au desăvârșit actele vitale pentru România. Cum ar fi arătat unirea fără Brătianu și fără acțiunea post, pentru că noi, știți, suntem ciudați, noi analizăm doar anul unirii. Nu e mai important 2019 și 1919 și 1920 pentru recunoașterea unei uniri făcute dintr-o viziune uluitoare și pe găsirea ferestrei de oportunitate într-o Europa și într-o lume mișcătoare. Ce s-a întâmplat ulterior, când noi am reușit să ne recunoaștem, unirea a fost extrem de important. Păi rolul lui Brătianu a fost uriaș în acele momente. Marii premieri liberali, marile reforme ale acestei țări. Păi în momentul ăla știți că avea mai multă cale ferată decât avea Austria, decât avea Belgia, decât eram la nivelul Franței, la nivelul de cale ferate în România, într-o țară care e o treime din Franța. Bine, mă duc, dar hai să revenim la prezent.
totuși PNL-ul alegerile europene, de exemplu, când s-a candidat pe partid în București, USR Plus au ieșit pe primul loc. USR Plus și a făcut-o pentru că au avut un... era nou, așteptare uriașă, dar părerea mea că s-a văzut lipsa de experiență politică în cazul colegilor de la USR Plus și dacă nu au avut liderii suficientă experiență politică, ceea ce, având în vedere clasa politică românească, poate fi uneori un mare avantaj, că ești mai proaspăt, trebuiau să-și ia niște consultanți foarte buni care să înțeleagă șurubăreala asta din zona politică de tranșeu, de tranșee. Zona pe care o cunoaște Ludovic extrem de bine, de exemplu, din tranșeele politicii, din negocierile parlamentare, ei au greșit enorm, din punctul meu de vedere. Cea mai mare greșeală pe care au făcut-o au fost, și vă spun și pe a doua, au fost că nu au cerut intrarea la guvernare alături de noi. Dacă ei intrau la guvernare, însemna asumare. Românilor le plac oamenii care își asumă, oamenii curajos, oamenii cu voință. A apărut ca un partid care nu dorește decât să stea în opoziție, care nu dorește decât să arate cu degetul și nu-și asume să schimbe ceva. Să nu credeți că noi ne-am asumat fericiți cu 8 forțe politice, o coaliție imposibilă cu unii care până acum, până mai ieri, ne înjurau de mama focului, an de zile. Dar n-am avut ce face, pentru că România avea nevoie de o schimbare, avea nevoie de un guvern, iar guvernul Dăncilă nu mai putea continua, pentru că era un dezastru pentru această țară, pentru toți cetățenii țării, din țară sau din afară. Asta a fost prima lor greșeală. Pentru că a apărut șovăielnic, oamenii nu au înțeles ce să mai creadă. Doi, au greșit profund în momentul în care avea un lider așezat, european convins, cu un glas clar, rațional și cu o bună credibilitate publică, în persoana lui Dacian, care sunt prieteni, m-am întâlnit și ieri și o să mă văd și astăzi cu el și sunt într-o relație foarte bună. Să-l ai pe Dacian și să optezi pentru un tânăr, poate de viitor, dar eu i-am spus, bă, Dane, nu mai fi așa de arogant, că mă enervezi cu aroganțele tale. Era arogant, Dan Barna? Era arogant, mă întâlnesc cu el în lift, stă așa lipit pe spate, zici că-i, bă, zic, alo, păi zic, fii mă om, vorbește cu liftiera, suntem 5 oameni în lift. Ce-i cu tine, mă, zic, tu, zic, așa vrei să faci politică? Deci părerea, când l-ai pe Dacian să optezi pentru candidatura lui, eu m-am bucurat, pentru că Claus al nostru părea om de lume pe lângă Barna, era minunat. Altfel cum părea? Păi nu știu cum părea altfel, eu știu că e un om extraordinar și un om cu emoție. Dar să-l ai, ce-am spus, în momentul când l-au ales pe Dan Barna, Iohannis părea băiatul de la bere pe lângă el. Dar mă rog, asta e altă discuție, hai să trecem la... Bun. Sunt bine dispus astăzi. Tot pe localele acestea, cine ar putea fi un, din ce se aude în piață așa, un Jolly Joker care să schimbe acum lucrurile, să intre în luptă și să schimbe așa niște lucruri pe dreapta acolo? Ați auzit ceva? am auzit de multe personaje care intră în luptă. Mai citesc și eu Facebook-ul și internetul. Va fi o luptă interesantă în zona dreptei, stângii, că unele personaje și-au anunțat candidatura și nu sunt în zona dreptei. Sunt cumva la mijloc, între dreapta și stânga. Părerea mea că va fi o afluență fără precedent de candidați. Părerea mea este că se va câștiga cu 25-28 până în 30%. Adică nereprezentativ, ceea ce e urât, pentru că legitimitatea și reprezentativitatea ți-o dau două tururi de scrutin și o câștigare cu peste 50% din cei interesați de viața cetății. Și lucrul ăsta se va resimți. Aici a sacrificat premierul Orban, să dea ordonanță de urgență. Nu, e acuzat, vă spun, până seara era ordonanță de urgență. Am avut informații clare și au analizat constituționaliștii noștri. Renate Weber era pregătită să atace ordonanța de urgență. Avocatul poporului. După comportament, un alt personaj ciudat al... Dacă ai ști, nu știu dacă ți amintești, dar Renate Weber a fost președinta fundației Soros și apoi Apador CH, un luptător desăvârșit pentru drepturile civice, pentru societate civilă, pentru deschidere, pentru democrație reală, pentru presă liberă. Dom'le, și femeia aia. O ciudățenie totală. E un fel de Tăricianu cu fustă. Deci personaje care de la
lumina anilor 90 pe care ne ofereau prin prestația lor și speranța care ne dădeau, au ajuns astăzi să fie niște aparați și ce absolut nenorociți. Mă rog, doamna Weber ne-ar fi atacat ordonanța și atunci situația devenea tragică. Ludovic Orban a făcut o chestiune care, din punctul meu de vedere, arată curaj. A venit și a pus mandatul pe masă în fața Parlamentului. Sigur că zice, domne, dar e strategie. Stai puțin. Astăzi, Ludovic Orban și guvernul liberal nu mai are toate prerogativele. E într-un picior. Este amputat. Un picior e amputat. Și avem și azi, jumătate de an, România stă cu un... Nu, dacă nu suntem atenți, dacă nu suntem atenți și dacă PSD-ul nu-i luat de către oameni cu huo ca să se liniștească, să intre în săl pentru că vor dori să boicoteze, dacă în biroul permanent, unde au majoritate de plus 4, vor reuși să stea spate în spate și să ne încurce, ne putem trezi, fiți foarte atenți, până în septembrie cu o situație de genul ăsta, ceea ce ar fi un dezastru pentru România. În septembrie să se amâne alegerile... Ei asta și-ar dori. Părerea mea este că noi vom reuși să facem anticipate în luna iunie și vom face anticipate sau în aceea zi, sau la o săptămână distanță, sau la două săptămâni distanță. Am înțeles. Bun, și după alegerile anticipate, cum veți guverna România sau cine va guverna România? Pentru că e clar, PNL-ul s-a distanțat, e în vârf în sondaje acolo, e clar că o să câștige, o să ducă aproape de 50%, să zicem, dar nu va avea majoritatea. Deci, cum veți guverna? Cu USR-ul, cu Plusul? Cu... Obligatoriu cu USR. Obligatoriu cu USR, cu Dan în guvern, vicepremier, uite, văd că... E oferit să vicepremier. Normal, Dan, nu, el e un băiat deștept, un băiat, dar ți-am spus, are o problemă, cred că de comunicare, așa, pare, și înălțimea asta, știi, uneori ăștia înalți, mari lideri, să știi că lumii au fost în general persoane mai mititele, așa, eu mai mititei cam toți, așa, de la Alexandru Macedon încoace, dar, nu, sigur, USR-ul, noi suntem într-un parteneriat firesc cu USR+. Cu USR, acum USR plus 1 ăsta sau plus USR sau cum vor. Sper că foarte bine fac. Deci noi vom fi într-un parteneriat cu ei și vom guverna și vom schimba România împreună cu ei. Nu avem cum, nici singuri, nici sănătos, să știți. Da. Deci nu-i sănătos, eu le tot spun colegilor. Dom'le, ce a făcut PSD-ul trebuie să fie o luare aminte pentru toate forțele politice și pentru toți oamenii raționali din România. Nici o forță politică în această țară nu trebuie să mai ajungă să aibă 46% pentru că li se umflă capul. Da. Ăștia, liderii, se pare că sunt niște demoni care ajung, dacă nu sunt foarte sănătoși sau dacă nu au o raportare ori la o divinitate, ori la au o curățenie sufletească, ăștia se derapează. Da. Am văzut derapaje grave în istorie. Ei, cred că un guvern susținut de o coaliție formată din două, trei forțe politice, cred că este ceea ce e necesar României. Pentru că România are nevoie de reformă administrativă teritorială, de reformă constituțională reală, are nevoie de câteva chestiuni pe care în parteneriat cu președintele României să le facem. Aseară am avut o discuție, vă spuneam înainte de a începe interviu, delegația României din PP, cei 14 europarlamentari, am fost invitat să avem o discuție, o cină de lucru cu delegația poloneză, care are 19 europarlamentari și 18, pardon. Deci împreună suntem mai mulți decât delegația germană, care are 29. Suntem delegațiile 2 și 3 din Marele Partid Popular European, care are 187 de europarlamentari. E cel mai mare grup politic din Parlament. Dacian e al treilea cu 100, că a pierdut vreo 10, 98 mai are acum că a plecat pe Brexit. Numărul 2 sunt socialiștii lui Sassoli cu 150. 48 după. Ei, noi suntem 190 aproape. Și ne-am întâlnit discursul pe care l-am ținut la început, eu ca șef de delegație și apoi Siegfried ca vicepreședinte al grupului, am spus asta, dom'le, noi de-a lungul istoriei de 30 de ani, permanent ne-am uitat la Polonia, care a reușit să facă terapie de șoc, a reușit să devină un model la nivelul atracției de fonduri europene, a reușit să facă reformă administrativ-teritorială reală și astăzi are doar 14 voievodate, dintre care Varșovia e cel mai mare, zona Varșovia cu 6 milioane de locuitori, cât o țară, cât Cehia, cât Slovacia, cât Danemarca. Ei, este... E un exemplu. Au crescut PIB-ul de 3 ori și exporturile de 3 ori după 10 ani de tranziție. Ei, noi trebuie să ne gândim la ce a făcut Polonia, să ne uităm la ce a făcut Cehia, să ne uităm de ce Bulgaria, care a fost la an lumină de noi și care are încă probleme cu crima organizată,
se ridică MCV-ul, intră în Schengen și noi stăm ca papagalii. Și zona euro, mai au puțin. Pentru că au avut curajul unor lideri vizionari care și-au pus mandatele pe masă, care au guvernat uneori împotriva a ceea ce se credea pentru Bulgaria, pentru Marea Masă, că este bine, și au avut curaj. Pentru că un lider politic fără curaj și un lider politic care nu va avea majoritate, astăzi gândiți-vă în ce situație e România. Avem un președinte care următorii 5 ani e la Cotroceni, 4 ani și 9 luni. Avem un Partid Național Liberal care e într-un parteneriat firesc, normal, pe care eu îl susțin întru totul, cu USR. Și avem un partiduleț, ceva mai mic, dar care poate fi atras în această construcție, PMP-ul lui Eugen Tomac și Traian Băsescu. În afară de asta, avem o formațiune politică care controlează voturile a 500, 600, 700 de mii de oameni și care a fost un partener onest pentru noi în cele 3 luni de guvernare, UDMR. Sunt totuși 3 forțe politice, 4 forțe politice, care pot să gândești politici pe termen lung, pe termen de 5, 10 ani, 15 ani, eu nu cred într-un parteneriat de niciun fel cu socialiștii. Socialiștii s-au epuizat complet în România, politicile lor au dus la sărăcie. Ăștia doar au împărțit sărăcia. Noi vrem să creăm bogăție. Bogăția nu o creez decât prin politici de dreapta asumate. Și sigur, având grijă, garantând dreptul oamenilor la sănătate, că acum marea dezbatere este pe accesul la sănătatea publică, unde eu cred că noi nu comunicăm suficient de bine. Subiectul în sine, sigur că este suculent, sigur că este un subiect cu multiple interese, cu aplicabilitate pentru toți cetățenii României, dar dacă nu comunici suficient de bine pe subiectul acesta, te poți îngropa. Dacă comunici bine și dacă explici că retorica de fake news și fake news-urile lansate de PSD și de propaganda roșie suficient de puternică încă nu trebuie să te îngroape ca politică guvernamentală, atunci vei reuși. Dar pentru asta trebuie să fii convingător, trebuie să crezi în ceea ce faci și trebuie să spui miniștrii la treabă și să înțeleagă că degeaba fac lucruri grozave. Dacă nu comunică suficient de bine, ele nu se văd. Vedeți? Pentru asta va muștrului și premierul Orban, că am văzut știrea pe G4 Media. Da, pe colegii dumneavoastră, da. Da, colegii mei de la G4 Media, că va muștrului. Sunteți ca PNL-ul și PNL-AT-ul în anii 90. Exact. Din aceeași partid sunteți două curente. Cred că și dumneavoastră la fel. Da. Eu sunt convins că Dan, în schimb, și cu Cristi niciodată nu vor ajunge ca Tăricianu, care a plecat în PNL-AT. Eu de asta spun, că ei vor rămâne sănătoși. Eu am încredere pentru da, chestia sunt asta. Oameni valoroși. Da. Și la dumneavoastră aveți Claris, e un jurnalist bun, da. Dumneavoastră, colega dumneavoastră de pe Urban, e cea mai bună. Nu știam cum o vedeți că mi-a scăpat numele, dar fiu și excepțional, să o felicitați din partea mea. Foarte, foarte bun. Mulțumim. Sunt mulți jurnaliști în București care să știți că la nivel local, Iași, Cluj, Timișoara, Constanța, sunt mai mulți jurnaliști foarte atenți și cunoscători ai problemelor legate de arhitectură și urbanism. Bun, ce vreau să vă zic e că de asta și legislație, v-a muștrulit atunci, dar pentru, nu că, pentru că criticați nu critic, că nu comunică. Adineori sunt... ați criticat. Nu, stați o secundă. Eu nu sunt un om. Eu, între oamenii cu care mă întâlnesc pe stradă și conducerile de partid, voi alege întotdeauna oamenii. Eu sunt un om liber, ei știu ce și-au luat în partid. Dacă ceea ce închipuie că voi deveni un papagal necuvântător sau un soldat de teracotă, se înșel. Eu sunt Rareș Bogdan, sunt un om liber, sunt un om căruia Dumnezeu i-a dat tot ce putea să-și dorească de la o familie minunată. Ce trebuie să stau? Dacă am de zis ceva, o spun. Sigur că eu am spus-o cu drag, eu am spus-o prin dorința de a fi și mai performant și de a ne arăta performanța în public. Dar Ludovic nu m-a certat. Acolo e o chestiune care cineva, cred că a intoxicat pe altcineva și de acolo s-a dus. Cam și știu cine din Partidul Național Liberal, care ar fi dorit să creeze un conflict cu Ludovic. Gândiți-vă că eu după Consiliul acela național am stat lângă el. După asta ne-am dus și am stat 2 ore jumate împreună la ședința de alegeri de la sectorul 2. A doua zi am avut BPN de la 11 și am stat până la 2 când eu am plecat la aeroport să plec spre Bruxelles, am stat lângă Ludovic. După asta am vorbit în fiecare zi, iar în ziua moțiunii am vorbit de 4 ori la telefon cu el. În dimineața în care a apărut știrea, m-a sunat Ludovic să mă întrebe dacă am ajuns în București, încă sunt la Salzburg, la întâlnirea cu Sebastian Kurz a PPE, și să-mi spună, vii la Cotroceni? Și am zis, nu vin, că sunt cu Kurz, e delegație de o lună de zile stabilită și n-am cum. Zice, da, zice, bine.
Zice, iarăși o să comenteze ăștia că nu te-am luat în delegație sau că n-ai venit în delegație sau... Că zice, trebuie să fii în delegație dacă e... Păi zic, da, dar... Păi ce poți pune și tu niște poze. A fost și simplu, îi pune niște poze să vadă că ești, că la tine oamenii se uită pe Instagram și pe Facebook, să vadă că nu te-a îndepărtat nimeni din delegație. Și poze cu Sebastian Cuțu. Am pus poze din de la Salzburg. Dacă se vadă lumea că sunt la Salzburg, ca să nu se nu și închipuie cineva că n-am fost luat în delegație. Și nu mi-a zis nimic. Deci de asta vă spun că okay, nu e. De guvernare de aici, de la Strasbourg sau de la Bruxelles. Guvernează bine, să știți. E guvern, a făcut lucruri grozave. Poate se vede așa ușor, dar la guvernare totuși sunt probleme cu deficitul bugetar, sunt găuri în buget. Deci. O să veniți, dacă vi s-ar propune, ce spuneți? Ați fi dispus să veniți ministru într-un viitor? Păi mi s-a propus. Alegeri, păi da? Mi s-a propus să vin ministru. Două ministere, dar nu și n-am venit. Eu deocamdată nu contez. Două ministere importante, dar mai, nu contez. Mai cum așa, mai de forță, mai de forță, mai de forță ca mine așa. Mai de forță, mai de forță, mai de zona de forță și de disciplină, dacă vreți. Și de așa, și de acțiune, și de acțiune. Dar vă spun ceva, sunt foarte fericit că nu m-am dus, pentru că avem un ministru de interne, spre exemplu, unul din cele două ministere era internele, excepțional, la care am contribuit și eu. Recunosc că a fost una... Da. O alegere mai bună decât Vela nu avea Partidul Național Liberal, este la mare distanță o mare surpriză pentru mine nu, știam ce poate Marcel, dar pentru mulți, inclusiv din PNL, este o surpriză extrem de plăcută Marcel Vela. Bine, noi avem o pleiadă de oameni care pot ocupa acea poziție, dar Marcel Vela este alegerea excepțională. Sunt multe alte alegeri bune. Nu, eu sunt europarlamentar, sunt șeful delegației României în PP, îmi consolidez relaționarea externă. Am avut, de exemplu, o relație excepțională cu fosta șefă. E Bogdan, e foarte bun și dacă ar fi să îmi zică cineva, uite, cred că ai fi un bun ministru de externe, eu aș spune excepțional, vi-l dau pe doi oameni în care eu am mare încredere, vi recomand cu căldură, dați-le lor locul, Cristi Diaconescu și Emil Hurezeanu, în ce ordine vreți dumneavoastră, pentru că sunt excepțional. Dar azi avem un ministru de externe foarte bun, foarte serios, care cunoaște toate dosarele României și care cunoaște ministerul extrem de bine. Bogdan Aurescu este un om așezat, exact cum trebuie să fie un ministru de externe. Ministrul apărării Ciucă, un om așezat, respectat, un ministru de externe, cum nu, un ministru al apărării, cum nu a avut România în ultimii, în ultimii ani. De asemenea, avem un ministru al finanțelor curajos, extrem de curajos, cunoscător al piețelor internaționale, un finanțist foarte bun și un om care luptă cu un sistem greoi. Avem un ministru al economiei și energiei, la care lumea nu-i dă suficientă atenție, dar care este un fin cunoscător al acestor domenii. Avem un ministru al transporturilor, care vrea să facă lucruri și care luptă cu o mafie, cred că e cea mai nenorocită mafie din ministerele din România, este Ministerul Transporturilor. Pe locul 2 finanțe, pe locul 3 cred că interne. Deci avem miniștri buni. Ludovic a făcut o echipă de oameni. Uitați-vă la Costel. Costel Alexe, un tânăr venit de la Iași. Omul pe zona care astăzi și mâine și poimine va ține agenda publică și vedeți că sunteți familiarizat cu Parlamentul European și dezbaterea europeană, Green Deal-ul va duce la o atenție sporită pe subiectele de mediu. În România, subiectul pădurilor este un subiect la care un guvern va trebui să-și asume să facă lucruri. Da, pentru că România nu mai poate continua așa. Ieri ne-a dat, dar acum. 30 de zile ne-a dat. Da. Dom'le, rezolvați problema. Rezolvați problema tăierilor ilegale, rezolvați problema vânzărilor ilegale, rezolvați problema, spun eu, a exporturilor de buștean, pentru că suntem ca o țară bananieră. Cine mai exportă materie primă în Europa și în lumea, doar țările din lumea a treia și din lumea a patra. Exportăm lemn și importăm mobilă. Nu se poate așa ceva. Păi, domne, exportă produs finit, ca să dai de mâncare, ca să dai mână de lucru oamenilor. Așa poți să-i aduci pe o parte dintre oamenii care au plecat, inclusiv din zona Moldovei, care rămâne în continuare o zonă săracă și sărăcită. Ei trebuie ajutați, pentru că România nu înseamnă doar București, nu înseamnă doar Timișoara, doar Clujul și zonele adiacente. România este și la Focșani, este și la Vaslui, este și la Urziceni și la Giurgiu, unde trebuie îndepărtați baronii roșii. Uitați-vă că înainte de a intra la dumneavoastră am văzut știrea Momentului cu descinderile de la Olt.
urmăriți cu atenție acel caz, pentru că doar din informațiile mele venite pe cale jurnalistică, culmea, cu oamenii unii zic, domn Bogdan, dar la emisiune, domne, nu mai sunt de 9 luni, nu mai fac emisiune, da, aveți prieteni. Ok, am prieteni, o să le dau lor informațiile. Și au venit informații foarte interesante legate despre ANIF și despre ce s-a întâmplat în județe ca Giurgiu, ca Neamț, ca Olt și altele. Sper ca instituțiile statului să fie atente și să nu uite că o țară care este plină de corupție nu poate evolua. Și să nu fie timorați cei din instituțiile statului, pentru că îi asigur că marea masă a cetățenilor României sunt de bună credință. Sunt oameni care nu-și educă copiii, fură-mă, pentru că nu ți se întâmplă nimic, că vine Nea Iordache și dă ordonanța 13. Spune, dragul mami, nu fura, bucură-te de ceea ce ai. Nu vă mai țin. Într-un viitor, mă duc la vot. Într-un viitor guvern acum, da. Într-un viitor guvern post alegeri anticipate. Da. Cum vedeți miniștrii PNL-ului? Aceiași miniștri sau să se schimbe garnitura? Acum, Ludovic Orban a procedat perfect alergând aceiași miniștri, pentru că altfel dădea satisfacție celor din PSD, spunând că sunt miniștri. Nu, au ales bine, miniștrii trebuie să rămână aceiași. Următorul guvern, care va cădea și el, va trebui să fie tot un... vor trebui să fie aceiași miniștri. Ulterior, sigur că împreună cu colegii noștri care probabil atunci vor alege să intre la guvernare, înțelegând că au greșit atunci când au intrat la guvernare, care vor solicita și ei niște ministere, nu? Care probabil vor avea vicepremier, ne vom consulta și vom alege cea mai bună echipă guvernamentală, o bună parte din aceasta fiind echipa guvernului Orban 1, pentru că el, Ludovic, cred că va rămâne, adică nu e o chestiune normală. Președintele este cel care decide, dar Partidul Național Liberal i-a dat lui Ludovic Orban mandatul de premier și în continuare avem încredere în Ludovic Orban. Nu renunțăm nici nu avem vreun motiv să renunțăm la candidatul nostru de premier și la premierul nostru Ludovic Orban. În echipa sa, cu siguranță își vor regăsi locul și alți oameni. Eu îi văd în echipa guvernamentală și sper ca de data asta să accepte să intre și pe Ilie și pe Robert, da, și pe Robert Sighiartău, îl văd și pe Dan Motreanu. Sunt oameni foarte, foarte buni care trebuie să fie atrași în echipa guvernamentală. Repet, ulterior, nu vorbim de guvernul de 4 ani. Marele schelet guvernamental indiscutabil trebuie să rămână axat pe miniștrii care au confirmat deja, sunt foarte mulți care au confirmat, care sunt surprize plăcute, alții vor pleca în alegerile locale, avem 3, 4, 5 care se vor bate la Consiliul Județene sau primării și aceia trebuie înlocuiți cu cei de care vă spun eu. Violeta Alexandru e măsurată în... Violeta e măsurată în sondaj, da. Cine se măsură? Ciucu Ciprian, care este președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, un om la fel foarte preocupat de chestiunile Bucureștiului și care cunoaște viața Bucureștiului. E Ciprian, este Violeta Alexandru, este Ionel Dancă, șeful Cancelariei, fost jurnalist și el, pe zona economică, foarte bun. Este de asemenea măsurat Robert Sighiartău, dar el nu dorește să candideze, dar e măsurat în sondaj și pe zona de încredere. Mai e măsurat Florin Câțu, pe București, da, ministrul finanțelor. Mai e bucureștean. Eu cu Ludovic nu contez în chestiunea asta. Păi noi ne-au măsurat la încredere, la asta, ca să vedem cum stăm, dar nu contăm. Și noi, că noi nu candidăm. Cine stă mai sus, dumneavoastră sau premierul pe București? Întotdeauna stă președintele partidului premier. Și președintele României. Ei stă cei mai sus. Bun. Bine. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mai așteptăm mult. Și felicitări, pentru că înțelegeți cât de important este ca românii să afle prin reprezentanții presei ce se întâmplă la Strasburg, ce se întâmplă la Bruxelles. Noi nu suntem un sat, noi nu suntem o benzinărie, noi suntem o țară conexată total și din ce în ce mai mult cu tot ceea ce înseamnă organisme europene. Tot mai mult miniștrii noștri vor trebui să țină legătura cu comisarii de resort, pentru că România nu este o țară marginală. Este o țară importantă, am devenit a șasea țară după plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Avem o populație de 25 de milioane, pentru că avem în țară vreo 18 și vreo 6-7 în afara granițelor, așa că nu suntem un jucător de neluat în seamă la nivelul Europei. Și vă asigur că suntem. Fără Europa și fără instituțiile europene și fără reacția Parlamentului European și a Comisiei
Comisiei Europene, în momentul când România părea că derapează, când Liviu Dragnea și ai lui păreau că tamponează total și ne trimit în obscurul Belarus, cam asta pregăteau, ceva între Turcia și Belarus. Dumneavoastră, care sunteți un jurnalist liber, noi, eu care am fost un jurnalist liber, la revedere. La revedere. Domnul Mărgărit probabil era luat pe sus, cum au fost luați cei de la Sabah, de la marele ziare de opoziție din Turcia. Cam asta pregătea Liviu Dragnea. Ne-au trecut gloanțele pe la ureche și bine să le reamintim românilor că au calitatea aceasta fantastică, că nu se încarcă. Românii uită repede. E simplu. Uită repede cum arăta România în epoca Dragnea și când păream că ne îndepărtăm complet de Europa și de drumul european și devenim o țară mult mai apropiată de modelul rusesc.